După o vacanță destul de lungă, jucătorii Pandurilor au revenit la Târgu Jiu. Petre Grigorneaș a sunat adunarea pentru a începe pregătirile pentru un retur de foc. La primul antrenament au răspuns prezent 20 de jucători. Stranierii Viera și Cardoso, dar și atacantul Paul Batin, au lipsit însă motivat. După cum i-am văzut la prima apariție pe teren, puțin, poate cu un kilogram, două în plus. E un lucru foarte bun pentru noi și, într-adevăr, acești băieți sunt cu adevărat profesioniști. Prezent a fost și Stoian Vranieș, care spera să fie reprimit în lot, dar mare i-a fost surpriza. De mâine se va antrena cu echipa a doua a Pandurilor. Nu e problemă unde spui Condescu sau nu știu cine să stau eu sau unde spune domnul Temelescu să stau, că trebuie la muntă, plec la muntă. Nici nu vreau să discut despre... E un subiect închis. Da, discutăm prea mult despre un jucător care nu merită. Mâine, sportivii gorjeni vor face vizita medicală, iar Grigoraș va ști dacă elevii lui au pus câteva kilograme în plus de sărbători. Pandurii vor pleca în primul stadiu de pregătire pe 15 ianuarie în Antalya.